Hristos a înviat. Iubiți credincioși, ne aflăm în a cincea duminică a Paștelui, în această perioadă pascală, Sfânta Biserică ne-a transmis în fiecare duminică o inițiere sacramentală, prin care a binevoit să ne introducă în misterul pe care îl celebrăm. Timp de 50 de zile, începând de la Duminica Învierii și până la Rosalii inclusiv, celebrăm acest mister în spațiul prea fericit pascal. În această duminică, liturgia cuvântului ne prezintă din nou persoana lui Iisus Hristos, misterul său, raportul lui cu Tatăl, dar și raportul nostru cu El. În timp ce ne dezvăluie cine este Hristos, ne dezvăluie simultan care este destinul nostru în raport cu El. Oprindu-ne doar la Evanghelia din această duminică, vedem că ea este luată din Evanghelistul Ioan. Textul proclamat în Evanghelie este un text luat dintr-un discurs de despărțire a lui Iisus de apostoli, capitolul al 14-lea. În acest capitol, Ioan ne prezintă experiența pascală pe care o face el și comunitatea lui în Ierusalim. În această experiență pascală, ei au primit lumina celui înviat pe care l-au întâlnit, pe care l-au cunoscut mai mult. Au primit și harul de a-L urma. De aceea, Sfânta Biserică ne îndeamnă să privim cu ochii credinței la cuvintele pe care El ni le spune. Să nu fie tulburate inimile voastre. Mă duc la Tatăl ca să vă pregătesc o locuință. La Tatăl meu sunt multe lăcașuri. La ce fel de lăcașuri se referă Iisus? Plecând din mijlocul apostolilor, Iisus nu se prezintă la cadastrul din cer, la Tatăl, pentru a deschide un rol de spațiu locativ apostolilor. Locuințele și lăcașurile la care se referă sunt, de fapt, locuințe spirituale. Sunt lăcașuri spirituale pe care El însuși, prin prezența Lui, le creează în noi. Și ca model al acestui lăcaș ceresc, se dă pe El însuși. Tatăl este în El și El este în Tatăl, ceea ce voiește ca și noi să realizăm, să ne lăsăm locuiți de Tatăl și de Fiul. Verbul prin care exprimă substantivul lăcaș este un verb în Sfântul Ioan care se referă la o stabilire a cuiva, la o rămânere a unei persoane în cineva. Locuința aceasta spirituală devenim noi când Hristos locuiește în noi împreună cu Tatăl. De aceea, multe lăcașuri sunt la Tatăl meu. El ne pregătește o astfel de locuire în împărăția lui Dumnezeu. Drumul acesta de pregătire a acestor lăcașuri e drumul pascal,
pe care el cu ucenicii urma să-l experieze, să-l trăiască, dar este și drumul nostru. În acest timp pascal am auzit de atâtea ori cuvintele lui Iisus, mai ales din acest discurs de adio, în care le-a arătat cine este El. Eu și Tatăl una suntem. Cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Cine mă cunoaște pe mine, îl cunoaște pe Tatăl. Eu sunt calea. În acest moment, Ioan introduce un personaj îndoielnic, care își rezervă o obiecție, spunându-i interlocutorului său Iisus: Doamne, unde te duci? Nu știm unde te duci. Cum am cunoaște calea? Iisus le răspunde că ei trebuiau să cunoască această cale. Calea pe care a parcurs-o Iisus și pe care le-a dezvăluit-o de atâtea ori, ori de câte ori le-a prevestit pătimirea și moartea sa. Calea pe care a parcurs-o Iisus pentru a ajunge la Tatăl a fost drumul crucii, pe care l-a dezvăluit înainte de a pătimi apostolilor săi. Așadar, ei trebuiau să cunoască această cale, care se identifica cu ora lui, cu ceasul său, pentru care s-a pregătit toată viața. De aceea el trece la Tatăl, parcurgând drumul crucii. E și calea noastră, pentru a ajunge la unirea cu El. Urmează un alt text în care Iisus intră și mai adânc în misterul persoanei sale. Și sigur că aici numai cu ochii credinței îl putem privi. Sfântul Vasile cel Mare ne spune că misterul învierii Domnului nu poate fi cunoscut decât numai din Sfintele Scripturi și din aparițiile lui apostolilor. E, iată, Iisus, trecând la Tatăl, nu ne-a părăsit pe noi, dar ne-a dăruit un har, acela de a ne lăsa locuiți de El, care este calea, adevărul și viața. Calea. Calea este în lumina Vechiului Testament, în lumina cuvântului profetic, drumul pe care Dumnezeu l-a parcurs cu poporul său de-a lungul celor 40 de ani pe care ei l-au petrecut în pustiu. Care este tocmai acest plan pe care Dumnezeu l-a urmărit cu poporul său și cu noi? Care este acest plan pe care Dumnezeu l-a conceput încă de la creația lumii și conduce spre un final desăvârșit? Cuvântul profetic se referă tocmai la această cale care va fi desăvârșită de Hristos. Calea, în lumina cuvântului profetic, este tocmai această dezvăluire progresivă a misterului lui Dumnezeu, a planului mântuirii noastre. În Hristos, acest plan al lui Dumnezeu s-a realizat desăvârșit. De aceea e calea care ne conduce la Tatăl. El este și adevărul. Adevărul la care se referă Iisus nu este un adevăr abstract, ci este un adevăr real. E o persoană liberă, creatoare, o persoană, El însuși. În El s-au realizat toate profețiile mesianice. Acea coloană vertebrală a Vechiului Testament a devenit fapt în Hristos. De aceea adevărul planului lui Dumnezeu s-a realizat desăvârșit în persoana Lui. Ca tare putea spune: Eu sunt adevărul. Eu sunt acela în care planul lui Dumnezeu s-a înfăptuit. Eu sunt viața. Viața la care se referă Iisus în acest discurs
nu e cea biologică, nu e cea a sufletului. E o viață superioară, supranaturală, aceea pe care El o are comună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. E viața Lui dumnezeiască, El e viața. De aceea, înainte de acest capitol al 14-lea, nu odată, Iisus s-a declarat pe sine pâinea vieții coborâtă din cer, lumina vieții pe care cine o urmează nu va umbla în întuneric, ci va fi condus la viața veșnică. El este acela care dă o hrană ce conduce spre viața veșnică. El, care e spre sânul Tatălui, încă din veșnicie, ne conduce la har și la viață care ne-au fost comunicate de El însuși. Ca tare, acesta este Hristos. Hristos, lumina lumii, lumina vieții, pâinea vieții, apa vie care țâșnește spre viața veșnică. Și cine îl urmează, cine parcurge această cale a omenității lui, ajunge la Tatăl. El dorește ca noi toți să beneficiem de unirea lui cu Tatăl. De aceea, în aceste zile pascale, în chip deosebit, revarsă asupra noastră harul său, harul care ne conduce la adevărata libertate și la moștenirea pe care a dobândit-o El prin sfânta Lui pătimire, viața de unire cu Dumnezeu. Iubiți credincioși, Sfânta Tereza cea Mare, în una din cărțile sale, ne spune că pentru ea, Hristos în omenitatea Lui înviată, prezentă în Eucaristie, a fost și este poarta tuturor harurilor. Toate harurile pe care le-a dobândit, le-a dobândit prin omenitatea glorificată a Domnului. Ea ne deschide calea spre Tatăl, să-L primim cu credință în dumnezeiasca Eucaristie și întâlnindu-L să-L rugăm ca să ne conducă și pe noi la unirea Lui cu Tatăl în Duhul Sfânt. Hristos a înviat!